Primăria Slatina și plaja Olt au pregătit câteva surprize slătinenilor de Sfânta Maria. Nu au fost uitați nici sărbătoriții acestei zile, pentru că aici petrecerea va ține 3 zile. Vreau să urez încă de pe acum tuturor celor pe care îi cheamă Maria Mărin, care sărbează ziua pe 15 august, la mulți ani, tot ce-ți doresc și să aibă parte de cele mai bune zile și multă sănătate. Primăria Slatina, plaja Olt, le oferă o surpriză și anume vineri, sâmbătă și duminică vor avea gratuit în ceea ce privește accesul la plaja Olt. Deci așteptăm pe toții să ne petrecem pentru că vor fi foarte multe surprize, foarte multe concursuri. Copiii, părinții și chiar bunicii au îndrăgit plaja Olt, primăria Slatina fiind nevoită să cumpere și mai multe șezlonguri. Dacă la deschidere au fost 100, acum numărul lor a ajuns la 200.